Mă gândeam să vă spun ceva despre obiectivele de durere și plăcere. Pe scurt, noi am început cu obiective de durere, spre exemplu, probleme de sănătate, datorii la bănci și multe altele de genul ăsta. Dar cele care ne împing înainte și mai tare și ne țin motivați să facem treaba asta este să obținem obiective de plăcere. Care ar putea fi acestea? Pentru mine, cel mai mare obiectiv de plăcere este că am obținut venituri pasive. Și așa am permis să stau în vacanță, oriunde, oricât, fără să am program că trebuie să mă întorc undeva la un serviciu. De exemplu, noi călătorim în fiecare zi pe munte, cel puțin 15 km minim pe zi facem, și stăm în căile munților. Lucrul ăsta nu mi-l puteam permite dacă aveam un job sau dacă aveam o activitate de liber profesionist, pentru că ești legat de un loc anume, ești legat de un program anume. Aici programul mi-l fac eu, când vreau eu să lucrez. Repet, numai când aveți o echipă stabilă și puternică. Deci merită să facem o astfel de echipă care să meargă pe pilot automat, să fie independență acești oameni de noi și noi să primim venituri pasive. Deci asta vă încurajez, să meditați la obiectivul vostru de plăcere. Am dat un exemplu, vacanțele sau călătoriile, dar pot fi obiective de plăcere să ajuți familia, copiii, să poți să ajuți să faci caritate, să faci lucruri frumoase pentru cei care au nevoie, care sunt nevoi speciale. În această activitate de network marketing poți să primești și vacanțe de lux cu liderii, poți să primești extra bonus, casă sau mașină, sau mai multe case, mai multe mașini, că sunt până la vreo 7 extra bonusuri. Extra înseamnă că e ceva permanent. Deci se merită?